Preasfințitul Enrico dal Covolo, rectorul magnific al Universității Sfântului Ioan din Lateran, Roma, a celebrat duminică 16 octombrie Sfânta Liturghie de la ora 11 în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. La celebrare au participat preasfințitul Petru Gherghel, preasfințitul Aurel Percă, preot și credincioși din Iași. În cadrul omiliei, preasfințitul Enrico a scos în evidență importanța rugăciunii, dându-l ca martor autentic pe Sfântul Ioan Paul al II-lea, care prin exemplul său ne îndeamnă să ne rugăm mereu pentru ca astfel să putem avea un dialog cu Hristos. La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul Petru Gherghel i-a dăruit crucea comemorativă a episcopului Anton Durcovici și icoana Sfintei Fecioare Maria de la Cacica, care să-i amintească de această vizită în dieceza de Iași. În cadrul vizitei de 5 zile în România, preasfințitul Enrico dal Covolo a mai vizitat Facultatea de Teologie Romano-Catolică din București, Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia, iar sâmbătă 15 octombrie a vizitat Institutul Romano-Catolic din Iași. Această vizită s-a înscris în programul asumat de excelența sa încă de la începutul mandatului de rector de a vizita toate institutele și facultățile de teologie afiliate Universității Sfântului Ioan din Lateran. În România, din anul 1995, sunt afiliate institutele teologice romano-catolice din Alba Iulia și din Iași. În Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași a avut loc duminică 16 octombrie la ora 16 liturghia de deschidere a anului universitar 2016-2017, prezidată de preasfințitul Aurel Percă. La celebrare au participat preoții care se ocupă de pastorația studenților, preoți din Iași și numeroși studenți dornici să înceapă anul universitar cu binecuvântarea Domnului. Cuvântul de învățătură a fost ținut de părintele Iosif Antili, care a scos în evidență patru lucruri importante: identitatea noastră de catolici, șansa de a studia, dorința de a ajunge adevărați oameni și posibilitatea de a schimba ceva în această lume. Părintele le-a reamintit tinerilor că nu trebuie să devină o copie a cuiva, ci fiecare dintre ei trebuie să lucreze la ediția proprie. La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul Aurel Percă, adresându-se tinerilor studenți, le spunea că rugăciunea este puterea omului și slăbiciunea lui Dumnezeu, pentru că atunci când ne rugăm suntem tari, iar Dumnezeu își înmoaie inima pentru a veni în ajutorul nostru. La centrul Gaudium et Spes din Traiana a avut loc în perioada 10-14 octombrie a doua serie de exerciții spirituale pentru preoți. Exercițiile ținute de monseniorul Iacob Ieronim, paroh și decan de Constanța, au avut tema a privi viața din perspectiva eternității, nu a timpului. În cele trei zile, cei aproximativ 50 de participanți au căutat să regăsească răspunsurile la întrebările: de ce este frumos să fii preot, de ce preoția este necesară și cum să trăiești în fidelitate vocația în toată viața. În prima seară, participanții au primit vizita preasfințitului Petru Gherghel și a preasfințitului Wilhelm Krautwaschel, episcop de Graz. Iar joi, 13 octombrie, a participat și preasfințitul Aurel Percă, care a oferit fiecărui participant cartea Amintește-ți și istorisește Evanghelia, cateheză narrativă a lui Marcu, de Silvano Fausti. La Roma, în Biserica San Vitale, s-a celebrat o liturghie specială duminică 16 octombrie cu ocazia începerii unui nou an academic. Celebrant principal a fost părintele Isidor Iacovici, iar la Sfânta Liturghie au participat 7 preoți studenți din Arhidieceza de București și din Dieceza de Iași și numeroși credincioși. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Marian Iulian Șchiopu, care a scos în evidență importanța rugăciunii și a relației dintre oameni și Dumnezeu în momentele grele. După liturghie, preoții au continuat întâlnirea printr-o agapă fraternă, unde au fost depănate amintiri din viața de seminar sau din activitatea preoțească, încurajându-se în împlinirea misiunii specifice pe care au primit-o de la Dumnezeu prin intermediul episcopilor proprii. În perioada 8-13 octombrie, părintele Iaroslav, secretarul general pentru animarea misionară din cadrul Ordinului Fraților Minori Conventuali, însoțit de părintele Marius Petru Bâlha și de părintele Ioan Lupu, a vizitat comunitățile formative ale provinciei franciscane din România: liceul de la Roman, postulandatul de la Pârâul Rece, noviciatul de la Prăjești și postnoviciatul de la Roman. În cadrul întâlnirilor avute, părintele Iarec a dorit să trezească și să intensifice în frații aflați în formarea inițială sensibilitatea pentru misiune. Acesta a subliniat importanța conștientizării misiunii care se naște din relația cu Dumnezeu. De asemenea, le-a spus celor prezenți că fiecare este misiune, ceea ce este mai mult decât a avea o misiune. În cursul dimineții de 13 octombrie, părintele Iarec și-a încheiat vizita întâlnindu-se cu frații formatori ai Institutului Franciscan din Roman, care fac parte și din Comisia Provincială pentru Animarea Misionară.
În parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Șcheia au avut loc misiuni populare cu ocazia anului jubiliar al milostivirii. Predicator a fost părintele Mihai Roca, responsabilul oficiului pentru cateheză din dieceza de Iași. Temele misiunilor au fost diverse, semnificația anului jubiliar, conștientizarea milostivirii lui Dumnezeu în viața fiecărui creștin, precum și meditații despre indulgența plenară, poarta sfântă și rolul pelerinajelor în acest an al milostivirii. În timpul fiecărei meditații, părintele i-a îndemnat pe credincioși să își îndrepte mereu privirea spre tronul milostivirii lui Dumnezeu, care este crucea, pentru a descoperi pe chipul lui Hristos imaginea milostivă a Tatălui. Liturghia de încheiere a acestor zile binecuvântate a avut loc duminică 16 octombrie și a fost prezidată de părintele Petru Blaj, decan de Valea Siretului. Aproximativ 150 de români catolici au participat miercuri 12 octombrie la sărbătoarea Maicii Domnului de la Pilar. La Sfânta Liturghie au participat mai mulți preoți care i-au însoțit pe românii veniți din România, dar și pe cei din Leida, Spania. Predicator a fost părintele Ioan Blaj, care a menționat că în orice moment Maria ne vorbește, iar noi avem datoria de a asculta cu sufletele deschise. După celebrare, a urmat procesiunea către statuia Sfintei Fecioare din centrul orașului. Conform tradiției, Sfânta Fecioară a vizitat cu trupul și sufletul Zaragoza pentru a încuraja evanghelizarea făcută de Sfântul Apostol Iacob în anul 40 după Hristos. Această vizită lăsând un semn vizibil, stâlpul El Pilar, asupra căruia se înalță mica imagine a Sfintei Fecioare.